Nicolae Pitiș are 48 de ani și este din Lăpușul Românesc. Cunoaște munții Țibleșului ca pe propria gospodărie pentru că de mic copil a urcat în munți la stâna familiei. Aseară însă și-a văzut moartea cu ochii în momentul în care a fost atacat de ursoaică cu pui. Lupta dintre ursoaică și bărbat a fost una inegală, însă omul a făcut totul pentru a supraviețui. Și când am venit aici mai să ajung în câtă sată la un kilometru jumate, doi, am urcat și stații de vreo. Una câte vreo și n-am mai știut exact de când am fost acolo, de vreo 20 ceva. Zic, lăsați care stat aici, că mă duc un pic pe drum să văd pe unde. 60-70 de metri, nu mai știu exact. Cam așa, poate 80, dar nu, aproximativ. Și am văzut noastră că aici e venit. Când m-am întors, nu m-am auzit, bă, ce era cu pui? Pui, un om a văzut un pui, dar pui o câte ani. Dar asta mă gândesc eu. Și când m-a sărit, o să-i pe pijor. Cu gură. Și cum ați reușit să scăpați? Da, cu pumni, cu ce am, că n-am avut nimic. Nu mi-am dat seama eu de la căruță atâta să... Și am dat cu ce-am putut. Cu pumni, cu picioarele, cu... Și mă bucai celălalt. M-a sculat. Bă, că m-a folosat și m-a sculat și iar o sări pe mine. Și m-a lăsat. Aici mă miră pe mine faptul. O plecat de unde a venit exact. Cred că au avut și pui nici acolo. Copiii au sărit în ajutor și într-un final au reușit să o sperie pe ursoaică. Aceasta a fugit în pădure împreună cu pui. Copiii victimei au sunat la 112 și au cerut ajutor. Un echipaj de prim ajutor smurt de la subunitatea Târgu Lăpuș s-a deplasat la fața locului. Era mușcat de ambele picioare, dar și de mâini, însă era în viață. Târgu Lăpuș a fost solicitat la un caz în Groșii Țibleșului, la un pacient în vârstă de 48 de ani, atacat de urs în pădure. La fața locului, când l-am găsit, prezenta multiple plăci la membrele inferioare. A fost stabilizat și transportat la Ocu Baia Mare. Victima a rămas internată la spital, fiind în afara oricărui pericol. Își amintește însă cu groază momentele în care s-a luptat cu ursoaica. Atunci m-a lăsat și o sări pe mână. Bine. Dacă n-am mai dat, da. Și mâna aici. M-a lăsat. Trebuie să-mi sparte cu laba. Dar mă curau cealaltă. Și m-a prins de... Atunci a sărit la față aici să mă prindă, nu știu, de gât. Atunci am băgat lemnul așa la băgură. Aveți ce povesti nepoții, mă, acum. Da. Când am băgat lemnul pe gură, l-a făcut ferferiță. Atunci s-a dus cu bucata așa de lemn. Și atunci eu m-am ridicat rapid. Pe când am coborât mai jos, am aflat o bucată mai lungă cu, și am arunc niște crinși din el, cu un vârf așa de... Făcut de linie și am fugit, vă, 30, dar când am testregat o vârf, băieță, știi? Bărbatul spune că nu-i va fi frică să se întoarcă la stâna din vârful munților pentru că toată viața asta a făcut pentru ca familia lui să ducă o viață cât de cât decentă.